am fost printre primii sportivi români care au obținut pașaportul pentru Tokyo, încă de acum 2 ani, din august 2019, de la Linz. Fusesem campioană mondială de junioare, dar și campioană mondială de tineret, cu echipajele de 4 vâsle. Însă la senioare era cu totul altceva. Prin iunie 2019, la Lucerna, împreună cu Ancuța, făceam echipaj la dublu vâsle, devenind vicecampioane europene. Atunci ne-am ambiționat și ne-am zis că trebuie să ajungem și în Japonia. Chiar imediat după calificare, ne-am apucat să învățăm japoneză. Am tras tare și pe baltă și în afara ei. Poate că anul acesta, în plus, cu întârzierea cauzată de pandemie, ne-a ajutat să ne sudăm. Am avut succes la Duisburg, la Poznan, apoi am adus titlul continental pentru România la Varese. A fost ciudat să ne punem și să ne scoatem măștile în barcă, un an greu cu adevărat. Am stat în Italia aproape 6 luni, departe de familie, de prieteni, dar știm că o medalie nu se cucerește atât de ușor. Ne-am pregătit, fără să știm dacă în 2020 vom avea concursuri, dar noi, ca sportivele anului 2019 în canotajul românesc, a trebuit să rămânem mereu sus, așa cum sperăm să o facem și la Tokyo.